Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, SERVSAL, a făcut la nivel de județ o analiză a modului în care deșeurile menajere solide sunt depozitate și colectate. Una dintre concluziile acestei inițiative se referă la faptul că există o serie de situații care ar trebui remediate, în special în zonele rurale, de pe aliniamentul drumurilor naționale. Platforme de gunoi dotate necorespunzător și deșeuri menajere solide aruncate direct în albiile râurilor sunt doar două dintre exemple. Nimeni, nici noi asociația, nici operatorul nu va putea să creioneze un program pentru cetățeni, să spună, domnule, de mâine faci așa și se vor alinia. Nu. Eforturile vor fi comune și din partea noastră, și din partea autorităților, și din partea cetățenilor. Și bineînțeles și operatorul are obligațiile lui prin caietul de sarcini, dar autoritatea locală joacă un rol foarte important și va juca în continuare. SERVSAL a elaborat un plan de acțiuni privind conștientizarea populației vis-a-vis de gestionarea corectă a deșeurilor. 120 de persoane au fost pregătite să devină monitor de mediu. Există intenții foarte bune, finanțări și obiective pe care le-am realizat. Din păcate, cred că trebuie să acționăm foarte intens și până acum nu am avut în vedere acest lucru în ceea ce privește educația oamenilor și modul de desfășurare a acestei acțiuni. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL are membri în toate localitățile din județ, cu excepția comunei Poiana Lacului.